Vrednic este mielul să ia cartea și să-i rupă pecețile. Pace și mult har, dragi prieteni! Iată ne ajungi la o nouă lecție din cursul nostru Apocalipsa, și anume lecția numărul 13. Ca și scop, la această lecție mi-am propus ca fiecare să observe clar contextul în care apare această carte pecetluită cu 7 pecete. Apoi să studiem fiecare pecete separat, și anume, ce se va întâmpla la ruperea fiecăreia dintre ele și care va fi rezultatul acestor acțiuni. În toată Apocalipsa veți vedea că sunt acțiuni care au loc în cer, pe pământ și chiar sub pământ. Apoi lucruri care se întâmplă cu biserica, poporul Israel și neamurile. Așa că fiți foarte atenți, aceste adevăruri ne vor ajuta foarte mult la o interpretare corectă. Și acum vreau să observăm contextul în care apare această carte pecetluită cu 7 peceți. Apocalipsa 4:3. Cel ce sta pe scaun de domnie avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu, și scaunul era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald. În jurul scaunului de domnie stăteau alte 24 de scaune cu 24 de bătrâni pe ele. Apoi de la 5 la 11, din scaun ieșau fulgere, glasuri, tunete, totul jur de slavă celui ce sta pe scaun, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni. Cartea pecetluită cu 7 peceți vedem că era în mâna celui ce ședea pe scaun. La Apocalipsa 5:1 găsim scris: era în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaun de domnie. Nimeni nu se găsea vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Leu din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea. Mielul care părea junghiat. El a venit, a luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaun de domnie. Când a luat cartea, toți au început să laude și să dea slavă mielului, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Mielul începe să rupe pecețile. Deci, vrednic este mielul să ia cartea și să-i rupă pecețile. Acest tabel îl puteți găsi la descrierea acestui material. Îl puteți descărca și studia, fie că personal, fie cu familia, grupe de casă sau chiar întreaga biserică. Dacă observați prima coloană, vom vorbi despre pecete. A doua coloană despre personaje și acțiuni care apar în timpul acestor pecete. Și a treia coloană despre rezultatul acestor acțiuni. Ruperea peceței numărul 1, Apocalipsa 6, de la 1 la 2. Personaje. S-a arătat un cal alb și cel ce sta pe el avea un arc. Acțiune. I s-a dat o cunună, a pornit biruitor ca să biruiască. Rezultat. Cucerește prin diplomație, nu prin război. Fiți foarte atenți, când Antihristul va relua puterea, el va vorbi despre pace, iar lumea va crede că intră în perioada mileniului, fără să-și dea seama că se află, de fapt, în pragul marului necaz. El va veni ca un miel, dar se va dovedi că este un lup răpitor. Promisiunea păcii mondiale va fi o mare minciună pe care lumea o va crede. Chiar de la pecetea următoare veți observa despre ce fel de pace este vorba. Și cu un detaliu, dacă observați, acest călăreț are în mână un arc fără săgeată, ceea ce dovedește că va cuceri lumea fără război, prin diplomație. Mulți încearcă să spună că acest călăreț după calul alb este Domnul Iisus. E adevărat că îl găsim și pe Domnul Iisus pe cal alb în Apocalipsa, dar nici de cum acesta nu-i Domnul Iisus. L-am văzut pe Iisus rupând pecețile. Nu are cum să rupe peceata, apoi să încalce pe un cal și să coboare pe acest pământ. Este vorba despre Antihrist. Ruperea peceței numărul 2.
Apocalipsa 6, de la 3 la 4. Ca și personaje, vedem că se arată un cal roșu. Cel ce sta pe el sau călărețul a primit puterea să ia pace de pe pământ. Primește o sabie mare. Ca și rezultat acestor acțiuni, cucerește prin război. Oamenii se înjunghie reciproc, unul pe altul. Rupere peceței numărul 3. Apocalipsa 6 cu 5. S-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mâna lui o cumpănă. O măsură de grâu pentru un leu. 3 măsuri de os pentru un leu. Dar să nu vatăm unde lemnul și vinul. Rezultat, foamete. O măsură de grâu era porția minimă pentru un soldat pe zi. Un leu era munca de o zi. Făcând un calcul simplu, vedem că un om nu va fi în stare ca prin munca lui zilnică să obțină hrana necesară familiei sale. Așa că după acest război va urma foamete. Rupere peceței numărul 4. Apocalipsa 6 cu 7. Apare calul gălbui. Cel ce sta pe el se numea moartea. După el vine locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Vreau să ascultați un verset din Biblie ca să corelăm un pic lucrurile, să aruncăm un pic de lumină asupra acestui subiect. Ezechiel, capitolul 14, cu 21, spune așa. Așa vorbește Domnul. Îl trimit împotriva Ierusalimului cele 4 pedepse grozave ale mele. Sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma. Ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele. Suntem într-o perioadă a judecății asupra pământului. Pedepsele au să se intensifice mai mult și mai mult. Dar vreau să observați cu atenție ce se întâmplă la ruperea acestei peceți cu numărul 4. Fiindcă mulți astăzi speculează și vorbesc că trăim aceste vremuri. Dar nu este așa. Pandemia COVID-19 nu are nimic de a face cu a patra pecete. Unde este războiul de pecetea a doua, dar foamea de la treia? Așa că molima de la pecetea 4 nu are nimic de a face cu pandemia noastră COVID-19. Rezultat, vedem că a patra parte din locuitorii pământului sunt uciși cu molimă. Și acum mulți așteaptă și fac calcule că de la această molimă, în urma acestei pandemii, să moară 25% din lume. Dar veți vedea că nu este așa. Este o teorie mincinoasă, conspirativă, care nu are nimic de a face cu Biblia. Să trecem la pecetea numărul 5, Apocalipsa 6, de la 9 la 11. Personaje. Sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu, sau cu alte cuvinte martirii. Stau sub altar și strigă, până când, stăpâne, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Ca rezultat, fiecare dintre ei îi se dă câte o haină albă și li s-a spus să mai steie puțină vreme, să mai odihnească până se va împlini numărul lor, adică urma să mai fie uciși. La Luca 11:50-51 găsim scris ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Dacă observați, încă urma să mai fie omorâți oameni pentru numele Domnului. Martirajul încă nu s-a terminat. Ruperea peceții numărul 6. Apocalipsa 6 de la 12 până la 7 cu 17. Personaje, împărați, domnitori puternici, robi și slobozi. 5 îngeri, cei 144.000 din Israel. Și am pus în paranteză pe pământ,
Am spus la început, vedeți foarte atenți localizarea evenimentelor. Unde sunt personajele? Cei 144.000 sunt pe pământ. O mare gloată pe care nu putea să numere nimeni, din orice neam, orice seminție, orice norod și orice limbă. Este vorba despre biserică, care este în cer. Dragii mei, fiți foarte atenți, 144.000 sunt pe pământ, marea gloată este în cer. Pentru cei care cred că acești 144.000 sunt dintre neamuri, sunt o elită, cineva, eu știu, dintr-o categorie specială, fals, minciună, nu e adevărat. E foarte clar aici scris că ei sunt din seminția lui Israel, câte 12.000 din fiecare seminție. Acțiuni. 7 cu 4, 144.000 sunt pecetluiți. 7 cu 9 și 15, mare gloată, stau înaintea Domnului îmbrăcați în haine albe și îl slujesc zi și noapte. Observați unde stau înaintea Domnului, în cer. Rezultate. Mare cu tremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Stelele au căzut de pe pământ. Cerul s-a strâns ca o carte de piele. Munții și insulele s-au mutat din locul lor. Psalmul 148 cu 8 spune așa: foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile lui. Apoi la Naum 1 cu 5 găsim scris: se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Dragii mei, la cârma lumii nu stă Antichrist, la cârma lumii nu stau oamenii, la cârma lumii nu stau masonii sau alte categorii despre care vorbim. La cârma lumii stă Dumnezeu. Grindina, zăpada, ceața, vânturile, cutremurile, toate sunt supuse lui. Locuitorii pământului își doresc moartea, spune Biblia, ca rezultat. Și dacă observați, tot nu se pocăiesc. Am ajuns la pecetea a șaptea, ultima pecete, Apocalipsa 8, de la 1 la 6. Ca și personaje apar 7 îngeri plus 1. 7 dintre ei primesc câte o trâmbiță. Al 8-lea primește o candelniță cu multă tămâie, ca să o aducă cu rugăciunile sfinților înaintea lui Dumnezeu. Apoi îngerul umple candelița cu focul de pe altar și o aruncă pe pământ. Ca și rezultat, în cer s-a făcut o tăcere de aproape jumătate de ceas. Lepădați la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit, spune Ezechiel 18:31. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casă a lui Israel? Căci eu nu doresc moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Această tăcere se mai poate numi și tăcerea dinaintea furtunii sau acel timp de reculegere. Apoi vedem pe pământ s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un mare cutremur. Cei 7 îngeri, care aveau 7 trâmbițe, s-au pregătit să sune din ele. La aplicare, dragii mei, vreau să răspundeți la câteva întrebări. De ce studiez eu Apocalipsa? Caut în ea lucruri senzaționale? Sau caut să aflu care-i voia lui Dumnezeu pentru mine în timpurile din urmă? Poate vin la studierea acestei cărți pentru a acumula mai multă cunoștință, care neaplicată va deveni un bun suport pentru mândrie. Cunoștința neaplicată îngânfă. Descoperind astăzi ce sfârșit năprasnic așteaptă pe toți cei care nu se pocăiesc, cum voi vesti eu mai departe Evanghelia rudelor mele, colegilor mei, vecinilor mei? Ghiți acum un timp și gândește. La părinții tăi, frați, surori, verișori, colegi de muncă, de școală, sunt toți cu Dumnezeu?
să sunt toți parte din biserica lui. Fă-ți un plan concret. Cum poți să ajungi la ei cu Evanghelia? Și grăbește ca să o faci. Lecția viitoare ne așteaptă ceva tare, tare interesant. Apocalipsa 1:8 spune așa. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu. Și li s-au dat șapte trâmbițe. Ce se va întâmpla la sunetul fiecare din aceste șapte trâmbițe, vom afla la lecția viitoare. Dar până atunci, dacă vreți să continuați studiul asupra acestei cărți, Apocalipsa, vă invit să vă abonați la acest canal de YouTube și să împărtășiți și altora lucrurile pe care le-ați învățat. Pentru întrebări, ajutor, consiliere, o puteți lăsa dorințele dumneavoastră, comentariile, aici pe YouTube sau mă găsiți pe Facebook sau Instagram. Domnul să vă binecuvânteze și dacă nu ne mai vedem pe această lume, în această lume, tare doresc să ne vedem în ceruri.